începe. Dacă discutăm despre sume, e drept că nu putem ști în momentul ăsta decât după ce avem caietul de sarcini gata, o sumă exactă. Noi am prins 35 de milioane de lei în acest moment pentru finalizarea spitalului. E drept că e o sumă aproximativă, dar nu fac probleme pentru că sigur, banii ăștia pentru anul 2015 sunt suficienți. Asta ținând cont de faptul că n-are rost să ne amăgim. Spitalul nu vom finaliza în 2015, ci în 2016. Așadar, mai avem încă un an de zile după anul acesta în care se termină spitalul. Solicit aceste reglementări tocmai pentru ca